Jenny? Hai, Jenny! Te așteptăm! Cred că ne-ai invitat din dreapta dumneavoastră pe canalul Maius, ar putea să apară. 10, cu ansamblurile tradiționale, formate din cei mici 5-6 ani, după care am ajuns la Senioarele. A făcut atât de multe pentru Juri Lovca. Simt că are și ceva emoții. Mă bucur, în primul rând, pentru că în această seară ați venit alături de noi să ne bucurăm împreună pentru această mare realizare. Și da, acest eveniment va fi unic pentru că dumneavoastră, cei care ați dat curs aceste invitații, sunteți unici. Vă mulțumesc pentru acest lucru, în primul rând. Trebuie, la un moment dat, să avem curajul să venim în fața dumneavoastră cu ceea ce am reușit noi, administrația publică locală, să ducem la bun sfârșit. Acest nou port din Jurilovca, din punctul meu de vedere, va fi dezvoltarea comunei Jurilovca pentru următorii zeci de ani. Într-adevăr, la Jurilovca, în această seară, încă un vis a devenit realitate. Încă o machetă pe care noi o prezentăm cu 2-3 ani în urmă, de fiecare dată atunci când găsim finanțarea necesară și o transpunem ca și viziunea noastră, devine realitate. Cu ghilimelele de rigoare vreau să fac o precizare. Am o mică dezamăgire, n-a ieșit ca în machetă, a ieșit un pic mai bine, spun eu. Dumneavoastră ce spuneți? Așa am crezut și eu și așa văd și eu, dar să știți că ce vedeți dumneavoastră în această seară și ce ați văzut dumneavoastră de-a lungul timpului în Jurilovca în ultimii 10-11 ani de zile, nu este decât rodul unei munci de mii de ore. De mii de ore nedormite, de mii de ore de lucru. Și întotdeauna, și în orice domeniu de activitate, ca și în sport, eu am o vorbă. Niciodată nu se poate realiza ceva cu echipă fără conducător și conducător fără echipă. Și da, acest lucru trebuie să ne dea nouă tuturor de gândit, că atunci când suntem uniți, nimeni și nimic nu ne poate dezbina și putem împreună să realizăm lucruri frumoase, nu numai pentru Jurilovca și pentru tot acest județ, împreună cu toți colegii mei primari și cu toate autoritățile locale, județene. Pe această cale îi mulțumesc și domnului președinte Horia Teodorescu pentru susținere. Niciun proiect nu se poate realiza fără sprijinul celor de la județ și celor de la centru. Și da, trebuie să recunoaștem, dar cel mai important, nimic nu se putea realiza în Jurilovca dacă locuitorii comunei Jurilovca nu aveau încredere în mine. Și de la an la an, faptul, sau de la cei 4 ani la 4 ani de alegeri, atâta timp cât dumneavoastră, și aici mă refer la cei care sunt din Jurilovca, vin și mă votează, mă obligă să dau tot ce pot profesional din mine pentru ca Jurilovca să ajungă acolo unde este locul. Și da, știu că sunteți foarte mulți, știu că sunteți mulți din județul Tulcea, dar mai știu că sunteți mulți și din celelalte județe. Vreau să vă mulțumesc tuturor. Nu uitați că pe 2 și pe 3 septembrie vă așteptăm la Borșul Pescăresc și întotdeauna Jurilovca vă va primi cu căldură. Ca să încurajăm... Yeah.
sunteți deja la masă cu borșul clocotin. Dar mai ales bărbații toți acasă. Haideți să-i însoțim cu aplauze. Iată vâzlele. Doar cine nu a vâzlit, cine nu s-a urcat într-o barcă. Dacă punem la socoteală întâmplările, mai ales din trecut, când nu exista barca cu motor, cât de devreme se trezeau de fiecare dată și plecau pe baltă. Prima barcă! Ia uite, pescari adevărați, urmează a doua, a treia, a patra. Îi aplaudăm pentru că și ei ne salută! Băieți, aveți și pește?